A fost lansat contractul de achiziție pentru cipuri și material policarbonat cu antenă inserată, materiale necesare pentru fabricarea noilor cărți de identitate electronice ale românilor. Conform mesajul.ro, cipurile, spune imprimeria, vor asigura un nivel maxim de securitate pentru cărțile de identitate, dar nu este singurul lor scop. Cipul este de tip interface, care va fi introdus într-un card ce va putea fi utilizat în tranzacții atât în mod contact, cât și în contactele. Cipul va fi livrat cu o antenă proprie din cupru, care îl va alimenta prin inducție electromagnetică cu antena mare din ansamblul de policarbonat, scrie în caietul de sarcini, relatează economedia.ro. Contractul are o valoare maximală de 189 de milioane de lei și este de tip cadru, împărțit în 5 subsecvente, pentru fiecare din anii 2022, 2023, 2024, 2025 și 2026. În total vor fi achiziționate până la 9 milioane de cipuri și 375.000 de plastice cu antenă. Garanția oferită pentru carduri trebuie să fie de minimum 2 ani. Ofertele se deschid în 16 august, departajarea lor se face în funcție de preț și de termenul de livrare asumat. Cardurile obținute, cărțile de identitate electronice românești, trebuie să fie conforme cu regulamentul Parlamentului European din 2019 și a Consiliului European din același an. Practic standardizate la nivel european, standardele și recomandările instituțiilor europene vizează implementarea identificării biometrice și a stocării electronice a datelor. Cărțile de identitate electronice au dimensiunea unui card bancar și, pe lângă informațiile regăsite pe actualele buletine, au și un chip pe care sunt stocate două amprente digitale și o amprentă. Noua carte de identitate, cea electronică, a stârnit multă vâlvă, fiind în trecut un scandal legat de rubrica gen sau sex, relatează mesajul.ro.